Conform Institutului Național de Statistică, 2016 a fost anul cu cele mai puține nașteri din 1990 până în prezent. Ritmul accelerat al vieții sociale le determină pe femei să amâne foarte mult momentul întemeierii unei familii și conceperii unui copil. Tot mai multe dintre ele se gândesc abia după vârsta de 35 de ani să facă primul copil. Statisticile arată că și la Buzău natalitatea se află în continuare pe o pantă descendentă. În luna decembrie 2016, județul Buzău se situează în clasamentul descrescător pe țară al județelor, pe locul 28 referitor la sporul natural. În anul 2016, în județul Buzău s-a înregistrat nașterea 3635 copii. Sporul natural a fost negativ. Îngrijorător este faptul că populația României cu vârste de peste 65 de ani va crește de aproape două ori, iar numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 55 de ani va scădea la jumătate în următorii ani. Această evoluție va afecta negativ piața muncii și resursele sistemului public de pensii. Dacă privim pe o piramidă a grupelor de vârstă, vom constata că peste 10 ani numărul celor care vor ieși din vârsta activă și vor trece în categoria pensionarilor, vor fi susținuți de un număr foarte scăzut de persoane active în vârstă de muncă. În plus, evoluția numărului de pensionari pe structura de vârstă indică o pondere relativ ridicată a pensionarilor relativ tineri, între 45 și 55 de ani, mai ales în rândul pensiilor de invaliditate.